Amețitele gospodine. Nebunelor, că ne-ați zăpăcit, nebunelor. Mâncarea adevărată, nebunelor, amețitelor, închipuitelor, să face din 2-3 ingrediente șmechere. Cine mănâncă o văz? Ce înseamnă asta? Ce mă, ce mâncare e aia? E mâncare de cai. Cai. Băi, știți vorba? Calule mănânci o văz? Cai. Ce bă castronul ăla? Ce e în ăla? Ce este ghiveciul ăla? Tu nu ai cum, niciun maț nu există la, nu există, nu rezistă la așa ceva. Cum îmi făcea mie bunica? Bunica ta nu ți-a făcut nimic de până la 2 ani, 3 ani, pentru că tu după aia ai intrat pe job, înțelegi, de la 14-15 ani ai intrat pe treabă și eu vin la București. Nu există, tu cei de la bunica ta sunt borcanele de zacuscă pe vechi care ți le trimite la cămin. Nu există nimic, nici oameni între. Au oprit brutarii. La noi se face pâine. Nu se face nicio pâine, toată pâine prostă. În secunda în care vedeți un singur magazin care vinde ceva fără gluten, nu mai cumpărați niciodată nimic de lei. Vedeți că nu știți să scrieți Himalaya, ce aia sare. Deci cu sare 3-4 pufuri de sare de Himalaya. Ce? Nu mai fierbe pastele, nebuno, că le-ai fiert 18 minute. Toți fac clătite, că l-au spobecă. Fac și ei acum. Nu există bucătar care învață să gătească de pe YouTube. Termomixelor. Voi vă dați seama că de... Deci eu de 4 ani sunt numărul 1 și voi de 4 ani sunteți tot la fel de...